Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Eduard Ionescu. Astăzi avem un invitat de seamă. Este poate cel mai reputat psiholog criminalist pe care l-a avut România. Este vorba de domnul Tudorel Butoi, colonel în rezervă și profesor, în același timp doctor în științele pe care le predă la facultate. Îi mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră, domnului colonel în rezervă. Cu mare plăcere. Domnule colonel, îmi place să vă spun așa, pentru că ați avut viața legată de instituția internelor și acest lucru s-a văzut și prin profesionalismul dumneavoastră. Ați ajuns la o vârstă la care sunteți și profesor. Și este un lucru bun, că noi avem de la cine să învățăm. Aș vrea ca astăzi să avem un dialog și să ne spuneți părerea dumneavoastră. Ați văzut atâția excroci, atâția tâlhari, infractori de-a lungul vieții profesionale pe care ați avut-o și aș vrea să ne spuneți părerea dumneavoastră despre violență. Și aș începe, domnule profesor, cu violența care se manifestă în familie. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mă revăd cu dumneavoastră în acest studio care a făcut tradiție în ministerul nostru, mai ales prin forța lui preventivă. Și prin curea aceasta de transmisie, ca să nu folosesc un clișeu mult uzitat, între preocupările Ministerului de Interne, succesele, mai puțin succesele, și societatea civilă vis-a-vis de violență. Sigur că dumneavoastră ați intuit și m-ați împins într-o zonă de gradualitate, să începem cu violența din familie, deși nu mai este așa. În sensul că violența în familie devine o problemă care merită atenția nu numai a noastră, a dumneavoastră acum, ci merită atenția mai multor factori care orchestrează fenomenul, și anume aș vorbi de Ministerul Învățământului care oferă educația familiei și membrilor componenți, Ministerul Sănătății care oferă sănătatea familiei și membrilor componenți, Ministerul Muncii care oferă locurile de muncă din care să-și câștige în mod licit membrii familiei existența, sursa bănească. Ei, toate acestea, în opinia mea, sunt într-o derivă la ora actuală. Nu mă sperie, pentru că societatea va avea elemente autocorectoare și direcția va fi ascendentă, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Dar victimizarea aceasta colaterală procesului de îmbunătățire, de armonizare a societății, este un semnal de alarmă. Ce sesizăm? Sesizăm că familiile paupere, deci cele în care venitul este foarte slab la subzistență, în care educația este scăzută, în care alcoolul și-a făcut ca o pată de ulei prezența între membrii familiei, se consumă violența. Violența între membrii familiei, din nefericire, este foarte acutizată și se desfășoară toate aceste acte de violență brusc. Și victimizările sunt de regulă în zona omorului. Deci, acele scandaluri din familii în care protagoniștii și aplicau niște palme, niște corecții de astea benigne, au rămas în domeniul amintirii. Se scoate cuțitul, este ucisă concubina, este ucisă mama. Cum s-au întâmplat lucrurile, încep investigatorii? Păi am lucrat, fusesem, băusem. Aici este toată povestea. Ori de asemenea, oamenii ne ascultă, alcoolul creează ravagii în mintea persoanei, întunecă elementele de decizie, diminuează raționamentul, exacerbează afectivitatea, agresivitatea. Și ne aflăm în această zonă, profitând de faptul că sunt aici invitați și reflectând asupra vieții, ca ofițerilor comunitari care lucrează în zonele acestea, la poliția comunitară, ofițerilor de judiciar, dar mai ales celor care sunt aflați în structurile alea noastre de pază și ordine, să li se mărească juridic puțin competențele. Vedeți dumneavoastră, a pătrunde, a interveni într-un conflict care se desfășoară în familie, pe proprietatea familiei, este o problemă. Spațiul juridic trebuie să îți ofere garanția că faci un lucru corect și legitim. Asta înseamnă ordonanță de la parchet. Păi evenimentele
se succed cu asemenea viteză și rapiditate, încât elementul polițienesc trebuie să fie acolo, să pătrundă în locuință, să încătușeze, să conducă la sediu și să lămurească cel puțin, pentru moment, conflictul. Păi am avut spețe în care s-a uitat pe fereastră polițistul în apartament când se dădeau loviturile de cuțit. Și nu putea să intervină. Păi nu putea să intervină, pentru că și intervențiile acestea care se fac se bifurcă în 3-4 variante. Poți să ai intervenție de succes. Nimeni nu zice nimic, lucrurile s-au aplanat, încătușat, adus. Dar dacă ele se precipite, se sfârșesc altfel, cum de-a intrat? Cine ți-a aprobat? E proprietatea mea? Fac ce vreau la mine? Și alte chestiuni de acestea care izvorăz dintr-o minte îngustă, exacerbată, comportamental, violența în capul făptuitorului, dar care speculează nișe din lege. Dumneavoastră, când treceți pe bordură, începeți să fiți martorii unor secvențe fragmentate din întreaga poveste. Îl vedeți pe polițist când încearcă imobilizarea și conducerea la sediu. A cui? A unui element turbulent, dumneavoastră n-ați știut, n-ați văzut și chiar dacă vedeați, nu sunteți dumneavoastră cetățenii judecătorii, arbitri acestei chestiuni. Răspunde polițistul, care în conformitate cu legea, care reglementează intervenția, în situațiile în care, rețineți treaba aceasta, cetățeanul, nu se subordonează indicațiilor polițistului de a-l urma la sediu, de a se legitima sau răspunde violent polițistului, mă întorc, polițistul poate să recurgă la forță. Că de-aia fac exerciții de autoapărare, de ripostă, de dezarmare și așa mai departe în prestigioasa noastră Academie de Poliție, pentru a le aplica în practică, aici și imediat. Ei bine, pe stradă apar fel de fel de intervenționiști care apreciază gestul încătușerii, care apostrofează, care fluieră, care împiedică, care obstrucționează. Nu este o conduită de spirit juridic și o conduită morală sau o conduită etică. Acum, mijloacele de comunicație ne pun în fața unor intervenții similare în state ale întregii lumi. Păi ați văzut dumneavoastră acest lucru întâmplându-se pe străzile New Yorkului, pe străzile Los Angelesului, pe străzile din Berlin, din Viena, când polițistul își face datoria, cetățeanul aplaudă. Pentru că mâine acest cetățean avocat improvizat, care vorbește numai aiurel, va fi victimă și va dori să intervină polițistul. Cu alte cuvinte, la această primă întrebare aș face un îndemn de solidaritate a cetățenilor cu organele noastre de poliție, cu polițiștii noștri. Și aveți încredere că în structurile de poliție există elementul de cenzură, elementul de decizie, elementul de control, elementul de sancționare a celui care nu își face datoria? Și datoria polițistului, reținem noi, este inclusiv până la sacrificiu suprem. Trec atât de neobservate victimele, chiar v-aș ruga să facem odată o emisiune pentru a ști și populația, oamenii care ne privesc, câți polițiști își pierd viața la datorie, câți polițiști își pierd anumite simțuri datorită unor atacuri făcute de ticăloși, fără creier în cap, loviți în dunga clopotului, aflați sub influența alcoolului și care nu au un sens în viața lor. Domnule profesor, realmente emoționant mesajul acesta al dumneavoastră și în realitate, dacă este să ne gândim ceea ce se întâmplă pe străzi, aveți perfectă dreptate. Spuneați dumneavoastră, legat de acest subiect, violența în familie, că avem întâlnit acest subiect, alcoolul. Dar aș ieși acum, să zicem, din casă, unde se manifestă, aș ieși în trafic și apoi în unitățile de învățământ. E dezastru. Aici alcoolul parcă nu mai face prezența. În momentul în care ieșim în stradă, întâlnim o altă realitate. Întâlnim realitatea unei societăți carbogazoase. Nimeni nu mai are timp să-l asculte pe celălalt și să zăbovim puțin asupra acestor conflicte pe locurile de parcare, între blocuri sau pe străzi. Este o chestiune extraordinară să-i vezi pe oameni care sunt făpturi create de Dumnezeu, după chipul și asemănarea sa, încep să-și atribuie unul altora invective, scuipați, amenințări, palme,
După care se vedeți ca la o comandă cum se duc fiecare la portbagajul propriei mașini să scoată de acolo bețele de baseball cu care sunt dotați aproape toți, sau leviere sau altceva, sau cuțite. Și se înjunghe pe un nenorocit de loc de parcare. Eu cred că acum, detașați așa, fiind și telespectatorii noștri, putem chiar să zâmbim, deși n-ar fi deloc de zâmbet, și să ne dăm seama, prin introspecția propriilor noastre comportamente, cât de caricaturali suntem. Păi pentru un loc de parcare, în trafic sunt și oameni obosiți, conducători auto. Sunt și oameni conducători auto care se află poate în stări temporare de disconfort, somatopsihic, medical. Alții sunt neatenți, alții sunt nervoși, alții chiar nu știu încă să conducă cum trebuie. Păi nu trebuie să ne tolerăm unii pe alții, să-l lăsăm pe agentul de circulație în ultimă instanță. Acum avem chestiunea aceasta a tamponărilor ușoare. Tocmai pentru faptul că o tamponare ușoară nu merită să fie soluționată și exacerbată până la pierderea unei vieți. De asemenea, în stradă vom sesiza indivizi care, tot din perspectiva intoleranței, au comportamente de acestea de tip agresiv, chiar în vocabular, în gesturi sfidătoare, în afișarea musculaturii, insemnelor exterioare. Zice-se, și aici e foarte trist, fac o observație ca psiholog, zice-se ale bărbăției și ale maturității. Dom'le, stai și te uiți, are 45 de ani, albit în păr, muncă nu are, nu bate un cui niciunde. Cu alcoolul să ieșim pe bulevard. Mare prieten. Și are toate semnele exterioare ale infantilismului infantil. 15, 16, 17 ani, 18, trecem în sus. Ne punem un piercing, bagăm un tatuaj, mergem pe stadioane. Mă, dar când te prinde bătrânețea la păcănele, ești pe păcănele toată ziua, ai copii acasă, soția săraca muncește și tu îmbătrânești prin păcănele și prin baruri. Și chiar asta dacă faci, în virtutea libertăților de tip democratic, inclusiv libertăților comportamentale, toate acestea merg până nu l-ai deranjat pe altul. Gata, în momentul în care l-ai deranjat pe altul, libertatea ta se termină și intervine un organ îndreptățit să facă asta, polițistul nostru stradal, și numai de avocați de ăștia are el nevoie, ca asta vreau să spun. În momentul în care faci o legitimare, discuți civilizat cu un personaj care este culpabil într-o anume chestiune, vin avocați din ăștia întârziați. Că ce faci, cum faci, comportamente din asta. Eu cred că de asemenea... Și încep ei să legitimeze polițistul. Exact. Cine ești? Dai tu ordin de serviciu să mă oprești pe mine în trafic. Am auzit tâmpeniile astea. Păi, domnilor, ca să lămurim lucrurile. Când ies polițiști în trafic dimineața cu noaptea în cap, au agenda plină de sarcini de serviciu. Veți urmări dacă în trafic este mașina cu numărul cutare. Veți urmări dacă a pătruns în zona cutare un autoturism în care sunt semne că se găsesc consumatori de droguri sau plasatori de droguri. Fiți atenți, domnilor polițiști, că pe tronsonul cutare sunt lucrări de amenajare a străzilor. Oamenii au sarcini de serviciu, ei nu ies în stradă că trebuie să stea și ei în mijlocul drumului. Voiam, domnule profesor, să ajungem la delicvența aceasta juvenilă și poate o legăm un pic și de unitățile de învățământ de școli. Aseară am fost la o lansare de carte în ce privește prevenirea și consumul traficului de droguri a unei lucrătoare din Agenția Națională Antidrog, doamna chimist Trifu Gabriela. O lucrare frumoasă, lansată în sediul unei facultăți de drept, și am discutat asupra faptului că drogul continuă să fie un flagel extraordinar de răufăcător. Când ai ficat un înălocit, când ai venele sparte de injectarea drogului, când ești complet abulic, când intri în sevraj, când devii agresiv, când realizezi gesturi de autoflagelare, tăieri pe mâini, sinucideri, etc., când furi din casă, vii acasă și tu ca mamă nu-ți mai găsești brățara pe care soțul tău, respectiv tatăl copilului, ți-a făcut-o cândva cadou. Unde este? E vândută la colțul străzii pentru a face rost de bani să-și cumpere droguri.
E o invitație pe care o fac telespectatorilor noștri să se apropie de agenția noastră antidrog, unde sunt psihologi, sociologi, medici, unde consumatorii sunt băgați în programe care sunt monitorizate. Și deci, iată, încă un prilej să demonstrăm că Ministerul de Interne este aproape. Domnule colonel, în casă băutura, în trafic poate dorința aceasta de a ieși în evidență, în unitățile de învățământ, drogurile. Iată că avem adversari redutabili. Din nou, nu trebuie să creadă cineva că prezentăm fatalist sau cu proiecția unor concluzii pesimiste de abandon. Niciodată. Atâta vreme cât lucrătorii Ministerului de Interne sacrifică viața, înseamnă că lupta aceasta este îndârjită, făcută cu toate forțele și cu sprijinul societății civile, că așa am început, să sperăm că vom atinge zone în care intervenția polițienească să fie ultima, în față să stea prevenția și orchestrarea tuturor acestor factori care îl umanizează pe om. În 2016 avem o societate mai violentă decât acum, să spunem, 20 de ani? Societatea totalitară a fost mai violentă, dar nu au existat mijloace de evidențiere a acestor violențe. Și să spun că societatea aceasta pe care o trăim este mult, mult mai violentă. Este o societate conflictuală. Este o societate care oferă premizele conflictului. Această concurență, acest marasm economic, această libertate speculată în modul cel mai prost, evidențiază forța pumnului, evidențiază forța banului, a corupției, evidențiază forța relațiilor acestora care se petrec la întuneric, deci nici nu se pune problema. Mai departe, repet, sistemul juridic, procedural, penal, îngrădește mult activitatea polițistului. În statul totalitar, polițistul avea o mai mare plajă de intervenție, o mai mare capacitate de instrumentare a spețelor respective. Se terminau cu referatul de terminare a urmăririi penale, care referat era de fapt un mini-rechizitoriu. Deci polițistul avea și forța, și competența, și știința de a pătrunde în problemele de maximă violență. Acum lucrurile nu sunt așa, n-aș vrea să surprindă pe cineva, dorința mea ca cetățean și a noastră a tuturor, să-mi rezolv, domnule polițist, problema conflictuală a violenței, hic et nunc, acum și aici, în stradă, în școală, în familie și așa mai departe. Păi dacă eu n-am posibilități. Și atunci intervin cu sintagma, vă rog gândiți-vă la necesitatea unei custodii polițienești, o custodie polițienească. O custodie administrativă, statuată juridic, cu regulile ei și cu tot ce trebuie, care să fie de competența polițistului. Nu mai mare de 3 zile. Nu este arest, nu e reținere, este o custodie polițienească în care eu să am posibilitatea de a te conduce la sediu și a rămâne în condiții de cazare, de îngrijire, de asistență juridică, psihologică și așa mai departe, ca să-mi lămuresc câteva probleme. Ce nevoie să înceapă urmărirea penală ca eu să pot să fac cu dumneata o recunoaștere din grup, să pot să fac cu dumneata amprentare, să compar în bază de date și așa mai departe și să lămurești și conflictul. Câtă vreme în custodia respectivă nu am găsit elemente care să îmi hrănească suspiciunile rezonabile, ai plecat acasă și îți vezi de treaba ta și rămâne acest eveniment o experiență pentru a nu mai face, pentru a evita aceste lucruri, că dacă îți dau în astea 3 zile de custodie și asistență juridică, juristul va discuta cu tine, cetățene. Uite, domnule, ce, unde puteai să ajungi, iată ce puteai să faci, iată ce consecințe au faptele dumitale sau ar fi putut avea. Adică să nu o interpreteze cineva ca o restricție violentă a libertății, nu, este dimpotrivă o etapă de prevenire foarte, foarte benignă și civilizată. Au alte poliții așa ceva.
Termenul acesta, custodie, mi se pare foarte nimerit. Se evită arestul, ca să nu zică cineva, te-ai arestat, ai fost dus nu știu unde, Perfect. te-au băgat la beci, Perfect. ceva de genul ăsta. Perfect. Și atunci toată lumea scapă cumva fără niciun fel de pat. Sigur că da, nu avem o etichetare, nu avem o marginalizare. Ați observat foarte bine acest lucru. E custodie administrativă, necesară pentru a ne lămuri la cap ce ai avut cu soția de a-i bătut-o, de a alungat-o în stradă, ce ai avut cu cel pe care l-ai amenințat cu bățul de baseball, pentru a reflecta și tu că te-ai prezentat și te-ai manifestat chiar ca un element periculos. De fiecare dată spuneam, dialogul cu dumneavoastră este unul extraordinar și aveți darul acesta de a cuceri pe cei cărora vă adresați. Nu aș vrea să încheiem acest dialog astăzi fără a ne da mesajul dumneavoastră, că de obicei prezentați toate nenorocirile pe care le vedeți în societate, însă sunteți optimist. Aș dori să le transmit telespectatorilor noștri că nădejdea, speranța, iubirea sunt factorii, stâlpii pe care se va rezema societatea viitorului. Nu putem crede altfel și un liant pe care pe toate acestea le leagă este, din punctul meu de vedere, justiția. Și când spun justiție, spun adevăr și când spun adevăr, spun Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea asta și pentru mesajele pe care le transmiteți de fiecare dată oamenilor, mesaje care sunt venite să prezinte cumva cum ar trebui să arate societatea în care trăim, să fim mai buni, să trăim mai bine și să trăim fericiți, zâmbind, iubind și liniștiți. Asta e mesajul și menirea omului pe pământ. Încă o dată vă mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pe cel mai cunoscut psiholog criminalist din România, Tudorel Butoi, sper să-l mai avem la emisiunea noastră. În același timp, vă îndemn să citiți cărțile scrise de domnul colonel în rezervă, pentru că aveți foarte multe lucruri de învățat. Găsiți aceste cărți, se găsesc aceste cărți și să sperăm că o să ne vedem sănătoși și către mijlocul acestui an. Pe săptămâna viitoare, la revedere!